Alocațiile pentru hrană și îmbrăcăminte acordate copiilor și tinerilor pentru care s-a stabilit o măsură de protecție specială, precum și pentru mamele protejate, au crescut de la 1 decembrie 2014. Așadar, începând de ieri, copiii instituționalizați sau îngrijiți de asistenți maternali cu vârste între 0 și 3 ani primesc o alocație de hrană de 12 lei pe zi, față de 6 lei cât era până acum. De asemenea, valoarea alocației pentru îmbrăcăminte, încălțăminte, jucării, materiale igienico-sanitare s-a majorat la 366 de lei pe an. În cazul copiilor peste 3 ani și al tinerilor de până la 26 de ani, valoarea alocației zilnice de hrană crește de la 8 la 16 lei și 60 de bani. Alocația anuală pentru îmbrăcăminte, încălțăminte, rechizite, manuale, materiale igienico-sanitare va fi de 898 de lei pentru copiii de la 3 la 7 ani, 611 lei pentru cei cu vârste cuprinse între 7 și 14 ani, 754 de lei pentru copiii de la 14 la 18 ani și 844 de lei pentru tinerii cu vârste între 18 și 26 de ani inclusiv. Potrivit directorului Direcției Județene de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj, Violeta Milaș, în județ beneficiază de alocații majorate circa 600 de copii, dintre care 450 sunt în centre rezidențiale și 150 sunt îngrijiți de asistenți maternali. Violeta Milaș a declarat că măsura este binevenită, având în vedere că până acum, din 6 sau 8 lei pe zi pentru un copil, a fost destul de dificil asigurarea celor 5 mese zilnice. Cu toate acestea, ea a subliniat că alocația de hrană ar trebui majorată și în cazul persoanelor adulte instituționalizate. Sălajul are aproximativ 330 de adulți instituționalizați pentru care statul alocă 8 lei pe zi pentru hrană. Violeta Milaș a precizat însă că în Sălaj s-a reușit totuși alocarea a 11 lei pe zi, suma fiind majorată prin contribuția Consiliului Județean.